Trupele ruse au bombardat Kievul noaptea trecută, 2 persoane au decedat și 3 au fost rănite. Potrivit reprezentanților administrației locale, ultima oară capitala Ucrainei a fost lovită atât de puternic primăvara. La rândul său, partea rusă a anunțat despre un atac cu drone pe aeroportul internațional din Pskov, în urma căruia 4 avioane militare de transport au fost avariate. În noaptea de 30 august, trupele ruse au atacat capitala Ucrainei cu rachete și drone kamikaze. Ultima oară Kievul a fost lovit atât de puternic primăvara, a scris Serhii Popko, șeful administrației militare a orașului pe rețelele de socializare. Mai întâi, capitala a fost atacată din diferite direcții de drone, după care de rachetele lansate din aer. 20 dintre acestea, potrivit lui Popko, au fost doborâte de sistemele de apărare aeriană. Bucățele căzute în raionul Darnița din Kiev au provocat un incendiu pe acoperișul centrului comercial Oșan, dar potrivit serviciului de stat de urgență al Ucrainei, focul a fost rapid localizat și lichidat. Potrivit informațiilor, fragmentele de rachete căzute au ucis și 2 agenți de securitate ai întreprinderii. Alți 3 au fost răniți, 2 dintre ei au fost spitalizați. Ministerul rus al apărării nu a comentat deocamdată atacul asupra Kievului, dar de mai multe ori în cursul nopții, instituția a raportat despre contracararea tentativelor părții ucrainene de a efectua un atac cu drone de tip aeronave asupra obiectelor de pe teritoriul Federației Ruse. Potrivit ministerului, după miezul nopții, sistemele de apărare aeriană au doborât 3 drone în regiunea Bryansk, 2 în Ryazan și câte una în regiunile Oriol, Kaluga și Moscova. Conform informațiilor, una dintre dronele doborâte a căzut pe uzina Kremniel, unul dintre cei mai mari producători de microelectronice din Rusia. Întreprinderea produce în special piese pentru sistemele de apărare aeriană Panzer și sistemele de rachete Iskander. Preventiv sunt înregistrate pagube, anunță ca canalul de Telegram Mash. De asemenea, potrivit părții ruse, noaptea trecută a fost lovit cu drone aeroportul internațional din Pskov. Potrivit diverselor surse, la atac au participat aproximativ 20 de drone. Canalul Telegram Mash, citând surse locale, a scris despre un incendiu puternic în zonă. Potrivit TASS, 4 avioane Il-76 au fost avariate. 2 aeronave au fost cuprinse de flăcări, adaugă agenția. Menționăm că în condiții de război nu este posibilă verificarea operativă a informațiilor.